Moromeții de Marin Preda. Partea 1, capitolul 12. Moromede avea uneori obiceiul, semn de bătrânețe sau poate nevoia de a se convinge că și cele mai întortocheate gânduri pot căpăta glas, de a se retrage pe undeva prin grădină sau prin spatele casei și de a vorbi singur. Auzi ce idee! Reflectă el cu glas șoptit, oprindu-se lângă poarta grădinii. Apucă o ulucă de vârf și rămase liniștit cu fruntea în pământ. Dacă ar fi așa că din cauza păcatelor nu poți dormi, continuă el încercând ușor vechimea ulucii, ar însemna că paraschival meu, care când se apucă să doarmă, doarme până iese apă de sub el, ar însemna... Și aici Moromete se întrerupse și gândi restul în tăcere. Ar însemna că e omul cu inima cea mai curată de pe pământ. Proastă mai e și muierea asta mea. Se mira apoi cu glas tare, în timp ce constata că ar fi greu de susținut că ulucile curții sale nu sunt putrede. După încă o ploaie, aceste uluci au să-și rânjească dinții negri spre casă. Gândi apoi mai departe, fără glas. Cineva îl întrebase odată în glumă de ce vorbește singur și Moromete răspunse serios că asta e din pricină că n-are cu cine discuta, cu sensul că nimeni nu merită să-i asculte gândurile. Se deslipi de uluci și o luă încet spre spatele casei. Aici fetele puneau totdeauna porumb pentru copt, creștea mai repede ca la câmp. Se opri printre firele înalte și rămase câtva timp între ele, liniștit și recules. Apoi apucă un fir și îl înmuie dintr-o parte cu talpa piciorului. Domnule, ce discută ei în parlament? Exclamă deodată enervat, uitându-și talpa de sculță peste firul de porumb. Ce înseamnă situația asta? Se supără el. Păi, dumneata, nu-ți dai seama că toată omenirea stă cu ochii pe tine să vadă ce faci? Oftă, se aplecă la rădăcina porumbului și multă vreme nu mai zise nimic. Pipăia cu palma adâncimea pe care o atinsese ploaia. A dat ploaia, constată apoi la sfârșit cu un glas cu totul deosebit de cel dinainte, ca și când ar fi vorbit alt om. În fin, la 9 pogoane, 5 duble claia, ori 10 clăi, 50, ori 9, 450 de duble de grâu. Ieși dintre fire și se duse lângă colțul casei. Se așeză pe tălpici și se căută de tutun. Cât a fost anul trecut dublu de grâu? Se informă. Apoi își porunci. Ei, ia mulțește 200 de duble cu 50. Scap de daravelă. 5.000 ar fi rata la banc, plus dobânda, plus făncirea pe 2 ani. Nu mai rămâne nimic, dar în fine. Faci tu ceva la București? Întreba apoi pe cineva din gând. Bine, dacă zici tu. Zic și eu ca tine, dar bagă de seamă. Încheie la amenințător și se sculă hotărât de pe tălpici. Intră în curte foarte încet, ferindu-se să nu trezească pe cineva. Zorile se albeau și undeva un cocoș cântă prelung și insistent, înspăimântând liniștea satului. Se apropie de capătul dinspre drum al prispei unde dormea Nilă și șoptea acestuia la ureche. Păi, Nilă! Nilă sări speria de șoapta tainică și cu ochii holbați gângăvi. Ce e bu? Apoi, recunoscându-l pe tatăl său, mugi chinuit că l-a smuls din odihna în care zăcea. Ce s-a întâmplat, mă? Ce ai cu mine? Hai încoace. Unde? Ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic, n-au surdule. Scoală-te încet și hai încoace. Porunci Moromete cu același glas. La picioarele lui Nilă, cu trupurile desfăcute, Paraschiv și Achim gemeau în somn. Pe cer, luna răsărise după ploaie și, fiindcă nici dimineață și nici noapte nu era, semăna cu un soare mort, ciuntit și rece. Nilă se dădu jos de pe prispă și-și trase pantalonii oftând.
Unde mergem, mă?" șopti el încă buimac de somn. Moromete nu-i răspunse. Porni spre grădină și făcu semn fiului să fie după el. Aproape de poartă, Moromete se aplecă lângă un butuc de tăiat lemne și ridică securea care stătea trântită pe el. Ia-și tu securea ailaltă, aia veche. Vezi unde e?" șopti el. Dar unde mergem?" îngână Nilă, de asta dată mai puțin curios. Avem treabă. Hai mai repede!" îl îndemnă Moromete. Nilă intră sub șopron după securi. Moromete deschise poarta grădinii și făcu iarăși semn să vină după el. Deodată se opriră amândoi. Un glas lung începu să se jelească pe undeva pe aproape, urmat apoi de altele. Ce făcu și Ioane? Cui mă lăsași? De ce muri și Ioane? Se auzea bocetul. Tu mă auzi acolo unde te-ai dus? Roagă-te la Dumnezeu să mă ia și pe mine, că m-ai lăsat singură. M-ai lăsat singurică și nu mai pot, Ioane. Ioane, Ioane, nu e greu să intri în pământ, dar eu mă chinuiesc pe aici și copiii se bolnăvesc. Unde fi acolo, mă auzi tu pe mine, că nu mai pot să îndur. Mă chinuie și nu mai pot să le duc pe toate. Glasul care se jelea funeca de alte zeci de glasuri. Mirosul de tămâie adia dinspre cimitirul satului până în grădina lui Moromete. Moromete și Nilă se opriseră în fundul grădinii. Vaetul cimitirului răzbătea acum printre salcâme atât de aproape, încât se părea că bocetele ies chiar din pământ. Într-un timp, un glas se desprinse ciudat din celelalte și ajunse șoptit până la urechile celor doi. Era un glas plin de mirare și spaimă, care parcă nu înțelegea nici acum ce se întâmplase. Băiatul mamei, cum ai murit tu, băiatul mamei? Unde ești tu acum, puișorul mamei? Ce faci tu acolo unde stai? Of, dragile mame sprâncene, cum s-or face buruiene? De mă, sărac, șopti Moromete, așa-i. Locul unde se oprise tatăl și fiul era o vâlcea tăiată pe mijloc, pe un șanț, o viroacă. Locul era plin de salcâm și de iarbă înalt. Pe marginea șanțului însă se înălța spre cer, ca o barieră, un rând de plute drepte ca lumânarea și al căror vârf abia putea fi văzut în timpul nopții. Grădina era totuși întunecată, deși plutele înalte nu acopereau lumina cerului. Ceea ce umbrea întreaga vâlcea era un salcâm uriaș care, la început, pentru că era stufos și înalt, nu se băga în seamă. Lângă el se oprise Moromete. Nilă, zise el, până răsare soarele trebuie să-l trântind la pământ. Hai, pune mâna pe secure. Salcâmul? Întrebă flăcăul uimit. Toată lumea cunoștea acest salcâm. Copiii se urcau în el în fiecare primăvară și mâncau florile, iar în timpul iernii jucau mija, alegându-l ca loc de întâlnire. Toamna, viroaga se umplea cu apă, iar în timpul iernii îngheța. Când erau mici, Paraschiv, Nilă și Achim curățau șanțul de zăpadă și gloduri și netezeau cea mai lungă gheață de prin împrejurimi. Lunecușul pornea de undeva din susul grădinii și se oprea la rădăcina copacului. În fiecare iarnă era aici o hărmălaie nemaipomenită. Ajungând la capătul ghețușului, vrând nevrând, copiii îmbrățișau tulpina salcâmului, lipindu-și obrajii înfierbântați de scoarța lui neagră și zgrunțuroasă. Primăvara, coroana uriașă a salcâmului atrăgea roiul sărbatice de albine și Achim se cățăra ambițios în vârful lui să le prindă. Salcâmul era curățat de Crăciun fiecare an și creștea la loc mai bogat. Nilă își dădu pălăria pe ceafă și întrebă încă o dată. Salcâmul ăsta? De ce să-l tăiem? Cum o să-l tăiem? De ce? Într-adins, răspunse Moromete. Într-adins, Nilă-l tăiem. Înțelegi?
Așa, ca să se mire proști. Pune mâna, nu te mai uita, că se face ziua. Cum să se mire proști? Întrebă Nilă supărat, neînțelegând, trecându-i pentru întâia oară prin cap, că la urma urmei tatălui ar putea să țină seama și de ceea ce gândește el, așa cum a fost seara trecută când l-a întrebat ce să facă cu Achim. Moromete se uită mirat la fiu, dar după aceea puse mâna pe secure și încercă tăișul. Vrei să știi în ce fel să se mire proștii? Îl întrebă el. Să se uite și să se mire până li s-o pleca. Bine, dar nu e salcâmul nostru, mai protestă Nil. Dar al cui? Întrebă tatăl, apucând securea de coat. Nu e al gamării? Răspunse Nilă, crezând că totuși tatăl n-are să încerce să taie țalcâmul. Și pe urmă, ziua, n-avem timp, mai bumbăni el nedumerit. Ce ți-a venit acum cu noaptea în cap? Moromete nu-i răspunse. Începu să dea ocol țalcâmului, căutând un anumit loc unde să înceapă a-l lovi. O clipă îl mai rămase gânditor, apoi deodată ridică secura și o înfipse cu putere în coaja copacului. Din gât îi ieși un nicnet adânc și lovitura țâșni de la rădăcina copacului. Se lovi de uluci și se întoarse îndărât, făcând să răsune viroaca. Nila apucă și el securea în mâini și trecu de cealaltă parte a tulpinii. Și cui îl dai? Mai întrebă el. Ăstuia, răspunse Moromete arătând spre grădina lui Bălosu. Amândoi începură apoi să izbească tăcuți și nu se opriră decât după un timp îndelungat. În amândouă părțile făcuseră în salcâm câte o tăietură adâncă și albă. Începură să izbească din nou și așchile săreau acum mai mărunt, uneori zbârnâind în aer. În curând ele înconjurară locul într-o roată înălbită. Începuse să se lumineze. În cimitir, vaetul femeilor contenise, dar nu de tot. Se mai auzea un murmur nelămurit, chemări șoptite și tainice. O femeie încă bocea și părea să nu mai termine litania ei veche. Dar Moromete și Nilă nu mai auzeau. Ei loveau de la o vreme mai încet, mai chipzuit, uneori scormonind cu secura în lovituri mici, căutând parcă viața salcâmului falnic în vreo vână care se ascundea de secure. Cu toate că pătrunseseră în el adânc, din amândouă părțile, copacul stătea drept și liniștit, nicio frunză nu îi se mișca. Deodată, niște aripi pâlpâiră undeva, într-un prun, și încă o dată un cocoș cântă prelung. Când sfârși, în clipa următoare, satul răsuna a doua oară ca o alarmă nesfârșită de glasurile celorlalți cocoși. Moromete se opri, se șterse de nădușeală și lăsă securea jos. Ajunge, Nilă, dă-te la o parte, zise el gâfâind. Du-te și adu cai. Nu s-a mai fost. De ce să aduc cai? Întrebă Nilă. Adu-mă cai și ștreangurile și nu mai tot întreba. Ce tot întrebi? Mai stai și tu locului și mai gândește-te când întrebi. Știi tu un cotroca de salcâm? Dacă se lasă peste prun sau dincoace în grădina astuia lui Geacă și prăpădește răsadurile, ce faci? Plăcăul se șterse de sudoare și plecă. Moromete se așeză pe așchi, uitându-se oftând în urma fiului. Umblă încet, vezi să nu-i scoli pe ea. Peste câtva timp, flăcăul se întoarse cu cai. N-am spus eu, reflectă Moromete din nou, ridicându-se de pe așchi și vorbind apoi tare. Unde vii, mă, cu ei, Nilă? Îl întrebă batjocoritor. Cum unde viu? Răspunse Nilă nedumerit. Adică da, exclamă Moromete. Treci cu ei în coasă, cadă salcâmul pe ei. Nilă opri cai și rămase tăcut, neștiind ce să mai facă. Apoi pricepu, întoarse caii, le prinse răscrucile de ștreanguri, legă frânghia și porni cu ea spre tatăl său. Poți să te urci? Întrebă Moromete. Urcă-te până spre vârf, nu-ți fie frică, nu o să cadă cu tine. Moromete îl scruta porsomorât. Ce băiat greu de cap, uită-te la el, că e frică să se urce. Nu-și dă seama că salcâmul n-a fost tăiat atât de tare la rădăcină, să nu se mai poată lega apoi frânghia de vârful lui.
Dacă vezi că se mișcă, să ieși tu jos încolo, mai spuse Moromete batjocoritor. Nila nu răspunse la această batjocură, se urcă tăcut până spre vârf. Nu se mai vedea pe chipul lui dacă înțelesese sau nu că n-avea de ce să se teamă și oricum, dacă totuși se temea, soluția cu săritul jos, tocmai de acolo din vârful copacului, nu era în niciun caz cea mai potrivită. Legă frânghia și se dădu jos. Moromete se apropiase de cai și măsura din ochi lungimea frânghiei cu cea a salcâmului. Bombăni ceva, apoi trase cai spre partea din spatele casei încotro trebuia să cadă copacul. Gata, Nilă? Întrebă el în șoaptă. Gata, răspunse flăcăul. Treci lângă cai și când vezi că începe să se aplece, ai grijă să-i mâi, că mi se pare că frânghia e mai scurtă decât salcâmul. Se alăturară amândoi într-o parte și alta a cailor. Apoi Moromete urlă pe neașteptate lung și răgușit, ca și când l-ar fi ars cineva cu fier înroșit. Haida! Speriați, cai zvâcniră vrând să o ia la goană. Frânghia se întinse ca o coardă și urletul lui omului îi urmă un pârâit ascuțit care spintecă dimineața ca un trăsnet. La o parte! Strigă Moromete biciuind cai. Din înălțimea lui, salcâmul se clătină, se împotrivi, bălăbănindu-se câteva clipe ca și când n-ar fi vrut să părăsească cerul, apoi, deodată, porni spre pământ, stârnind liniștea dimineții ca o vijelie. Se prăbuși și îmbrățișă grădina cu un zgomot asursitor. Văile clocotiră și toți câine de prin prejur începură să latre. După aceea se făcu tăcere. Se luminase de tot și printre șirul de sălci se vedeau chiar cum sclipesc câteva raze roșii de soare. Câtva timp, cei doi rămaseră încremeniți, uitându-se la salcâmul doborât, neștiind parcă ce mai aveau de făcut. Duțulache ieșise din gaura lui făcută sub șira de pai și se uita peste grădină, parcă nedumerit și el. Numai caii stăteau tăcuți, nepăsători, cu buzele lăsate în jos. Ei, acum ce ai rămas cu capul între urechi? Se miră Moromete, călcând încet printre crăcile salcâmului. Desfă caie și bagă-i în grajd. Salcâmul tăiat străjuia însă prin înălțimea și coroana lui stufoasă toată partea aceea a satului. Acum totul se făcuse mic. Grădina, caii, Moromete însuși arătau bicisnici. Cerul deschis și câmpia năpădeau împrejurimile. Bine, Ilie, de ce ai tăiat salcâmul? Se auzi de pe poteca viroagei un glas neliniștit. Era mama, care venea de la cimitir prin fundul grădinii. De braț avea un coșuleț alb, din care împărțise colaci pentru morți. În poarta grădinii ieșiseră Paraschiv și Achim, descinși și nizmeni. Tita, Ilinca și Nicolae se uitau și ei încremeniți de după gard. De ce ai tăiat salcâmul, tat? Ce ți-a venit?" întrebă tita. Ce făcuși, Moromete?" se auzi un glas de după gardul din față. Bine, Moromete, alt salcâm nu găseai să tai?" exclamă cineva din fundul grădinii. În tăcerea care se lăsă, o fetiță strigă și ea, parcă speriat. Neapața Anghele, de ce ai tăiat salcâmul? Era porecla lui Moromete și se părea că fetița era foarte supărată de îndrăznise să vorbească așa. Când ți-o dai un pațanghel, n-ai să-l poți duce, îi răspunse Moromete. Și voi ce vreți? Se răsti apoi la cei care se uitau de după garduri. Între timp, Paraschiv și Achim se apropiaseră și se uitau peste trupul salcâmului într-un anumit fel, parcă ar fi fost vorba de un animal bolnav care fusese ucis. De ce ai tăiat, mă, salcâm? Se pomeni Paraschiv întrebând. Avea însă un glas cu totul deosebit de al celorlalți, parcă ar fi fost singurul care punea întrebarea sau, în orice caz, singurul căruia să-i se răspundă. Întrebați-l pe Nilă, că el știe, răspunse într-adevăr tatăl cu un glas ciudat. Paraschiv se prinse. De ce, mă? Îl întrebă. Ca să se mire proștii,
Recită Nilă pe taică-său și deodată își arătă dinții lui lați, bucuros pe semne că putea la rândul lui să-l prostească pe Paraschiv. Râs ca un bou, mormăi Paraschiv. Lunilă însă îi plăcuse atât de mult ce făcuse, încât se veseli și mai tare. Chiar și când râdea, avea un fel al lui greoi la care n-avea ce să mai faci. Tudor Bălosu ieșise în grădină și Moromete o luă spre el. În fundul grădinii, mama se uita mereu la golul din care fusese smuls alcâmul. Atât de rău stăteau. De ce, dacă aveau așa nevoie de bani, nu vindeau o oaie sau câțiva miei? Se pare că nimeni nu înțelegea că, hotărându-se în sfârșit plecarea lui Achim la București, însemna că trebuia să li se facă celor trei pe plac până la capăt, ca să nu se mai atingă nimeni de oi și, cum altceva n-aveau ce vinde, salcâmul trebuia tăiat. Mai ciudat era că nici cei trei în cauză nu înțelegeau. Încât răspunsul lui Moromete că a tăiat salcâmul ca se mire proștii, nu era o batjocură întâmplătoare la adresa fiilor. Niște ciori, învățate să se rotească și să se așeze deasupra ceva înalt, acum că acel ceva nu mai era, dădeau târcoale prin preajmă și cronconeau urât, parcă apustiu, din ciocurile lor negre. Mama, luptând parcă împotriva presimțirilor și a temeiurilor ei vechi care o năpădeau, cășună pe fete și se răsti la ele să se apuce de treabă. Ce, n-au mai văzut salcâm tăiat? Capitolul 13. În grădină, Tudor Bolosul invită pe vecin în casă. Moromete ezită, spunând că ar avea treabă, dar pe urmă se hotără. Haide, poate mai ai din țuica aia de la munte. Mai avea și băură al dămașu. Tudor Bolosul era bucuros de mica afacere. Salcâmul era dintre aceia care se foloseau pentru fundamentul caselor și se găsea cam greu. Moromete însă nu prea se îndemnă. Nu avea nici de cum înfățișarea celui care a vândut ceva. Erau singuri în odaie și se uita din când în când spre ușă. Se uita prin casă, așteptând parcă să mai intre cineva. Tudor Bălosu crezu că îi ghicește gândurile și strigă spre odaia cealaltă. Victore, hai mă și ia o țuică cu Moromete! Casa lui Tudor Bălosu avea trei odăi mari, spre deosebire de a moromeților care avea două. Odaia în care stăteau era curată, cu paturi de fier cu tăblii. Sub geamul dinspre drum era așezată o mașină de cusut Zinger, la care lucra mama. Arestița Bălosu, care nu se știe când învățase să croiască rochile și cămășile cele mai frumoase din sat. Pereții odăi erau plini de covoare, fotografii în rame cu Bălosu și arestița la cununie. Victor militar, fotografiat în culori, cu gradul de sergent. Polina singură, sfioasă și parcă străină de ea însăși, cu mâna pe un taburet. Pe jos era așternut un covor de cârpe. Victor intră în odaie cu un prosop în mână. Avea pantaloni de piele de drac, bufanți și ghete galbene cu ciorap vărgați trași pe pulpă. Se ștergea pe ceafă și arăta vesel. Era un flăcău nu prea voinic, dar se purta ca și când ar fi fost. Bună dimineața, Neili, spuse el. Ia o țuică, Victore, îl îndemnă taică-sa. Ți-am mai spus, tată, că nu obișnuiesc țuică dimineața, răspunse Victor cu un glas din care se vedea că îi făcea multă plăcere că nu obișnuiești. De ce, Victore, ai stomacul deranjat? Întrebă Moromete cu seriozitate. Nu, dar nu obișnuiesc. Noi obișnuim, spuse Moromete, puțin absent, rotunjind și spălând cuvintele în tocmai ca feciorul lui Bălosu. Victorul Bălosu fusese câtva timp voiajorul firmei de la care se cumpăraseră mașina de cusut și învățase să folosească cu gravitate cuvintele puțin cunoscute. Nici el, nici taică-su nu băgară de seamă ironia ascunsă a vecinului. Cum devine asta, Victor? Reluă Moromete mirat. Ce anume Neilie? Să nu-i placă cuiva băutura. Asta devine după facultăți, răspunse Victor cu modestie. Sunt unii oameni cărora le place să aibă mintea turburată. Mie îmi place să fie limpede. Da, e un punct de vedere, conveni Moromete.
Apoi schimbă vorba ca din întâmplare, uitându-se iar spre ușă ca la început. Spune-i, Tudore, fetei ălea, să-mi aducă niște de-asta. Sau nici tu nu vrei să sturburi mintea? Victor începu să râde. He, Neilie, ciudat mai ești. Polino, mai adu niște țuic. Polina intră și Moromete se uită lung la ea. Din fotografie, Polina avea numai acel amestec de sfiară și înstrăinare, dar acolo nu era frumoasă. După ce se uită la ea, Moromete se uită curios la Bolosu, apoi la Victor, apoi din nou la Polina. Ce face tita Neilie? Întrebă Polina cu glasul ei obișnuit, nici supărat, nici vesel, ca al oricărei fete care întreabă de o surată de-a ei. Dar Moromete se uită nemulțumit la ea și nu răspunse. Dă-mă banii aia că mă duc, se grăbi el deodată. Las-o încolo de țuică, hai, încolo de acile. Și se ridică în picioare. Bolosu însă nu se mișcă. Moromete, zise el, și avea un glas din care se înțelegea că nu se mai gândea de mult la salcâm. De ce nu vinzi tu locul ăsta al tău din spatele casei? Moromete se uită împrăștiat pe fereastră. Care, locul ăsta de acilea? Da, tot îl ții degeaba. Da, mormăi Moromete absent. Ți-l cumpăr eu, continuă Bolos. Dacă vrei, facem repede formele. Hai, mă, nu mă mai ține aici, că am treabă, răspunse Moromete, parcă n-ar fi auzit. Tu nu știi că nu e locul meu. Ba, e al tău, îl informă Bolosul. Câți ani au trecut de când a plecat al de sorta Maria din casă? Păi, sunt mai bine de 15 ani. Ei, după 15 ani, legea zice că moștenirea neîmpărțită rămâne ăluia care este în ea. Nu știai de chestia asta? Nu știam, pămâta de Bolos, răspunse Moromete în gând. Bine că știi tu. Hai, mă, că nu e așa cum zici tu. Dă-mi banii aia să mă duc încolo de acile, spuse apoi tare. Bolosul rămase nedumerit. Dacă nu crezi, întreabă și tu unul din avocații ăștia, insistă el. Întreabă-l pe Rădulescu. Hai, mă, altă treabă n-am eu acum, răspunse Moromete, de asta dată cu un glas rece, tăios. Bolosul nu mai insistă, iar Moromete, după ce primi banii, părăsi casa vecinului. Soarele se ridicase sus și o grămadă de nori, niște nori curați și frumoși, se și repeziră spre el, parcă ar fi vrut să-l oprească pe loc sau să-l întoarcă în dără de unde răsărise. Moromete intră în curte, prin grădinița de sub geamul dinspre drum al casei, pe nesimțite parcă, și se opri lângă colțul prispei. Ilinco! Strigă el înfuriat. Nu te apuci odată să mă turbătătura asta? Niculae, tu de ce n-ai plecat cu oile până acum? Ce cu voi, mă? Tu, Achime, n-ai de gând să dea drumul la cai ăștia. Au să roadă ezlea până te aranjezi tu. Și tu, Paraschive, ce stai și te uiți cu botul ăla ca de zăvod? În grajdurile aia nu s-au mai rănit de la Paști. Iar tu, Nilă, unde te gătești de plecare? Nilă, nu se știe de ce, era mânios. Stătea cu un picior proptit în marginea prispei, cu fruntea lui groasă și roșie de îmbufnare și se încălța cu niște opinci vechi. Se pare că Paraschiv nu se lăsase până nu-i făcuse ceva în schimbul batjocurii de adineauri din grădină. Era chiar sigur, fiindcă se uita la fratele său cu satisfacție, ba chiar cu simpatie acum că i-o plătise. Se duce la premilitar, observă el cu această simpatie în glas și se uită cu veselie la un obiect rezemat de parmalâc. Era un lemn care închipuia o pușcă vopsită în roșu. Paraschiv se apropie de parmalâc, apucă lemnul acela vopsit care vroia să semene cu o pușcă și se uită la el preocupat, căutând cu degetul într-un loc unde ar fi trebuit să fie trăgaciul. El ridică pușca în sus și, plin de o veselie prostească pentru vârsta lui, începu să mânuie lemnul și să strige în gura mare. Pe umăr arm! La picior arm! Pentru onor înainte prezentați arm! În cumpănire arm! Las-o, mă, se înfurie Nilă cumplit, smulgându-i lemnul din mâini. Ce ai cu el, Nilă? Se miră Moromet. E și el deștept. Om de 24 de ani. Achim scoase cai din grajd, întinse dulama peste spinarea unuia din ei și se pregăti să plece.
Nicolae dăduse și el drumul oilor din obor și le tot lovea cu ciomagul, blestemându-le liniștit. Ilinca ridica așternuturile de pe prispă, iar Tita, cu un târn cât toate zilele, începuse să măture bătătura. Vezi, fă că mă duc la firărie să vedem dacă mai poate gașperul ăla să ne dreagă secerile ale. Ia de-le încoa, vezi că sunt în odai, între sub, zise Moromete adresându-se Catrinei. Achime, zise Nicolae, oprindu-se lângă frate său vitreg, du-te tu cu oile să mă duc eu cu cai, că tot ai să pleci cu ele la București. Achim însă nu-l auzea, încălecase și lovea mereu cu călcâiul în burta calului, iar animalul se învârtea cu el pe loc, cu dinții rânjiți în zăbal. Achim era vesel și porni în goană încă din curte. Hei, bicică, haida! Urlă el. Ce faci, mă, mâncate ar câinii? Urlă și Nicolae după el. Tată, oprește-l să se ducă cu oile! Tu ce ai fi avânilă de ești așa roșu? Se miră Moromete fără să-l audă pe Nicolae. Hai, mă! Cine te pune pe tine să te duci acum la premilitare în loc să stai acasă și să-ți vezi de treabă? Ai, bătaș din gur, mormăi Nilă furios. Te faci că nu știi. Ne-ai auzit că dacă nu ne ducem facem 3 ani armată? Păi, fiindcă sunteți proști, explică Moromete luând secerile din mâna Catrinei și îndreptându-se spre poartă. Sunteți proști, Nilă, de aia. Nilă pornise și el spre poartă cu pușca aceea ciudată în mână. Suntem proști, mormăi el. Păi sigur că sunteți proști, da ce credeai? Spuse Moromete surprins. Ia să nu se ducă nimeni sau să-l atingă cineva la cap pe deșteptul ăla de mocârțan care vă gonește pe câmp. Să vezi cum i-ar trece cheful să vă mai cheme. Nilă mormăi ceva care putea să însemne că tatăl său vorbește ca să nu tacă. O luă pe lângă garduri, călcând în același fel cu mormăitură. Adică sigur să nu se ducă nimeni, dar uite că se duce și te silește și pe tine să te duci. Moromete o luă și el pe lângă garduri, dar în direcția opusă, și călca neîmpăsător și parcă dezamăgit că oamenii fac lucruri care, dacă n-ar fi proști, nu i-ar putea sili nimeni să le facă. Capitolul 14. La început, flăcăii nu se duseseră la premilitar, dar nu pentru că ar fi fost deștepți sau că l-ar fi atins cineva și ar fi pierit cheful celui care îi chema, ci pentru că așa ceva nu se mai întâmplase niciodată în sat. Să se facă instrucția duminica dimineață. Mi se păruse o glumă tâmpită. Se supăraseră toți și nu se duseseră. Dar la prima recrutare se află că repartizările la 3 ani ploaseră cu nemiluita. Se îngrijoraseră și începuseră să se ducă. Nu se mai întâmplase niciodată în sat. Avea să se întâmple de aici înainte. Pentru instrucție, satul avea să se numească subcentru premilitar, iar pentru flăcăi, învățătorul Toderici, care era ofițer în rezervă, comandant. Nici învățătorului nu-i plăcuse la început, sau cel puțin asta se crezuse. Acum îi plăcea însă atât de mult, încât nu numai că uita cu totul că este învățător, dar încerca să-i facă pe băieți să uite și ei că sunt flăcăi liberi, care trăiesc în satul lor cum le place. Când Nilă ajunse în curtea școlii, premilitarii erau strânși de mult în coloană de marș și se făcea apelul. Pe drum se mai vedea încă câte un flăcău alergând să ajungă mai repede, să nu fie pus lipsă. Hai mai repede, mă, boierilor!" strigă Toderici de pe treptele școlii. Parcă ați fi domnișoare firară al dracului. Eu cum mă scol și vin înaintea la toți? Pleașcă Ilie! Prezent! Pracic Ilie! Prezent! Panaite Dumitru! Lipsă! Ce mă cu panaite ăsta? Și duminica trecută văd că a lipsit. Stă lângă mine, domnule comandant, zise un flăcău din capul coloanei. Zice că nu vrea să mai vie, că își bagă neadă premilitar. Pavel Vasile, strigă Toderici înfuriat. Prezent! Piele lungă Constantin! Prezent! Să-l bag eu la pușcărie pe măsa de bandit, strigă Toderici schimonosindu-se la față. Paliu Inocentie! Lipsă! Ce-i cu Inocentie? Întrebă Toderici, spunându-i pe numele de flăcău celui care lipsea, parcă l-ar fi cunoscut cine e. Cine stă lângă el? Eu, domnule comandant,
zise un glas. N-a vrut să vie, ci că era ostenit de la sapă. Zicea că ce, l-a câștigat satul la belciuge? Belciugele măsii! Strigă Toderici frământându-și carnetul în mâini. Parcă pe mine m-a prins statul de Bogda Proste, pe măsa de Inocentie. Dar când te cheamă țara la datorie, trebuie să te duci, că dacă nu te ia mama dracului. Că de-aia țara asta a rămas o țară de mameluci, pentru că Inocentie al meu îi dă cu belciugele. Zicea că dumneavoastră aveți leafă, domnule comandant, zise același glas. Îi convine lui domnul Toderiș, că are leafă? Așa zicea. O să-și ia el leafă pe măsa de Inocentie, strigă iarăși Toderici cu capul în carnet. La pușcărie la turnul, are să stea acolo și are să primească leafă. Nu se știe cum se învățaseră flăcăii să fie înjurați și amenințați cu pușcăria. Învățătorul făcea acest lucru ca și când nu el ar fi venit cu aceste obiceiuri în sat. Piele lungă, Ilie, continuă el. Lipsă! Ce-i cu frate tu, mă? El de ce n-a venit? Întrebă Toderici, căutându-l cu privirea pe celălalt piele lungă. A venit la ziua de pe linie, s-a culcat și dimineața n-a vrut să se scoale. Când l-a mățânat să se scoale, a dat cu piciorul în mine. Spune că o să-i dau eu câteva picioare într-o zi, că o să se pomenească, tocmai știe el unde. Palici, Polin! Lipsă! Prisăcaru Vasile! Prezent! Rață Ion! Lipsă! Raneti Vasile! Prezent! Rădoi Marin! Lipsă! Mama lui de Rădoi! Ăsta stă colea peste drum? Zise Toderici, uitându-se peste curtea școlii la o casă mică, așezată chiar în fața școlii. Domnule Toderici, dumneata să nu-mi înjur băiatul, că eu nu știu multe! Se auzi atunci un glas de peste drum. Să-ți fie rușine! Strigă Toderici ars, ieșind din fața coloanei de premilitar și înaintând spre poarta școlii. Să-ți fie rușine, Nearădoi, că te găsești dumneata mai cumos și nu-ți trimis băiatul la instrucție. Că statul dacă dă un ordin... Am instrucțiuni precise să trimit tabel de ei care nu vor să vină. 10 ani are să facă armate, așa să se libereze la Sfântul Așteaptă. Toderici înainta spre poartă și striga cu o mână ridicată în sus, cu care tot împungea cerul când vorbea. Omul din casa alăturată se dădu jos de pe prispă și începu și el să vină spre poarta de la drum. O să știe el ce are de făcut când o pleca militar, zise el, apropiindu-se de drum, vrând parcă să iasă înainte învățătorului. Eu am făcut un război și nu mi-e frică de asta. Iar dumneata, nu mai înjura lumea. A uita că când ai venit aici aveai țari și cămașă de tort. Că când am să-ți fac eu un raport, o să-ți dai dumneata seama pe ce lume trăiești, strigă Toderici, batjocorind vorbirea celuilalt. Toderici era străin de sat, era muntean și când venise aici, părea un tinerel de treabă, foarte dezghețat de drept, dar se purta bine cu lumea, dădea bună ziua și muierilor. Las că știm noi că ești deștept, zise omul din drum, aruncând o privire mocnită spre curtea școlii. Toderici se întoarse în capul coloanei de premilitar și continuă apelul. Dacă nu o luai pe asta lui Oprescu cu atâta pogoane, și acum ai fi umblat în țari, strigă omul din drum, fără teamă. Toderici desfăcu carnetul și strigă mânios. Ristea Gheorghe! Lipsă! Împușcatul Florea! Strigă comandantul și mai furios. Prezent! Răspunse un glas din toți bojocii, vrând parcă să-l întreacă pe învățător. State Ilie! Prezent! Stanciu Stoian! Lipsă! Toderici ridică fruntea din carnet, vreau să spună ceva, buzele ei se mișcară și strânse carnetul în mâini. Începu apoi să strige mai departe. Din rândurile de premilitari, glasul celui strigat răspundea cu putere, făcând să răsune satul până departe. Într-un timp, învățătorul trase aer în piept, își desfăcu picioarele și începu să urle fiecare nume, hotărât să întreacă glasurile care răspundeau. Tudor Marin! Strigă el. Prezent! Răspunse flăcăul tot atât de tare. Terci Minică! Lipsă! Deculescu Ion! Lipsă! Tărbaca Anghel! Lipsă! Moromete Nilă! Urlă din toate puterile Toderici. Prezent! Răspunse atunci Nilă încet și scârbit și un hoho de râs urmă răspunsului său, cutremurând toată acea parte a satului până departe. Mai tare!
scrâșni învățătorul cu sudoarea pe frunte. Se opri, se uită la Nilă, făcu un semn în carnet în dreptul lui, apoi șopti amenințător. Atențiune, companie, drepți, liniște! Răspunde tare, camarade, că nu ești babă căptușită în piept de 80 de ani. Udrea Ștefan, lipsă! Ungureanu Gheorghe, lipsă! O să dea de mama dracului, domnii ăștia care nu vor să vină la instrucție. Vanghele Costică, Vasilescu Avram! Gheorghe Toderici își vârâ carnetul într-un fel de porthart și se dădu câțiva pași înapoi să ia comandă. Atențiune! Companie drepți, direcția câmpul de instrucție. Ocolire la stânga, împrejur! Înainte, marș! Compania ieși în drum cu puștile de lemn pe umăr. Toderici trecu în fruntea ei și, după câțiva pași, își întoarse capul dând tonul. Vesel timpul primăverii! Companie cu cântec înainte, marș! Flăcăi începură să cânte gros în marș. Gheorghe Toderici se întorcea din când în când și, în pauzele de marș, striga. Una, două! Vesel timpul primăverii! Vesel sunt și eu! Una, două! Căci vara care a trecut, una, două, multe mândre am mai avut, una, două, nu le pot uita, una, două, mai cu viață, mă, ce mormăiți așa? Nilă nu cânta și fruntea lui lată și groasă stătea încrețită în sus a nedumerire. Mergea greoi și nu ținea pasul. La un moment dat, el lăsă pușca de pe umăr și se uită în afara coloanei, parcă ar fi vrut să o șteargă. Nilă, treci în front, ține pasul! Striga atunci cineva din urmă. Un alt flăcău, prea zelos sau prea glumeț și cu un glas mult prea tare, așa cum se părăs copiii când vreunul dintre ei încalcă regula și, Nilă supărat și posomorât, puse lemnul la loc pe umăr și încercă să țină pasul. La instrucție, comandantul îl urmări cu priviri întunecate. Fii atent aici, camarade. Inamicul a ocupat gara și se pregătește să atace satul. Compania are misiunea să înainteze de pe liziera satului, să ia gara cu asalt și să dea inamicul peste cap. Stăteau culcați pe liziera satului și comandantul le explica exercițiul pe care l-aveau de executat în duminica aceea. Până la gara erau 4 kilometri. Șeful postului de jandarmi venise să asiste la exercițiu chemat de fapt de Toderici, care se temea că premilitarii nu vor să atace pe o distanță atât de mare. Flăcăi însă atacară. Toderici gonea împreună cu ei și îi culca mereu. Jandarmul se tăra în urma lor plictisit. Când mitralierele inamice începură să toace din gară, comandantul deveni amenințător și dramatic. Capul la pământ! Urlă el. Capul la pământ, camarade! Scrâșni el și se aplecă deasupra lui Nilă, îi puse mâna în ceafă și îi strivi fața de arătură aspră. Nilă mișcă ceafa ca un taur, se zbătu și deodată sări în picioare. El scoase un muget cumplit și îl prinse pe comandant de guler. Nu-i făcu nimic, nu dădu în el, dar îl strângea cu ochii ieșiți din cap și îl ținea pe loc. Era atât de mânios și de încordat, încât părea că îl ține pe celălalt pe loc ca pe o apărare, să nu pleznească ceva în el însuși. Speriați, câțiva flăcăi săriră și desfăcură mâna încleștată a lui Nil. Toderici se învineți, se tușea, se neca și când își reveni, începu să înjure și să urle să vie șeful de post. Exercițiul se întrerupse. Când se îndepărtă cu șeful de post, chipul lui Nilă se albi, iar fruntea ei se încreți a și mai mare nedumerire, de asta dată lăsând descoperite niște priviri blânde și înspăimântate. Călca legănat și greoi și ștergea des și neștire fruntea cu mâneca. Numai că șeful de post era vechi în comună, îl înjură pe Nilă și dădu drumul, spunându-i să nu mai facă așa, fiindcă Toderici al dracului și s-ar putea să o pățească cu el. Noroc că el, șeful de post, îl cunoaște pe Moromete, pe care îl consideră un om de care i-ar fi nu știu cum să ia băiatul la secție. Altfel l-ar fi luat și i-ar fi tras o mamă de bătaie.
Nilă porni spre casă, dar mergea tot cu fruntea încrețită. Avea acea înfățișare chinuită a surzilor care încearcă să înțeleagă din semne. Ce se întâmpla în lume? Cine avea de gând să ocupe gara și să atace satul? Capitolul 15. După ce îi plătise lui Moromete, Tudor Bălosu ieșise cu Victor în grădină și amândoi începură să ciopârțească salcămul. Loviturile se izbeau de olucile moromeților și Catrina, ca niciodată, întârzia să plece la biserică. Umbla de colo până colo fără rost și uneori, când loviturile din grădină se auzeau mai tare, se oprea locului și asculta. Paraschiv stătea lipit de gard, se uita la grădină și părea că n-are de gând să se miște din locul acela cu una cu două. Botul său ieșit în afară se lungise și mai mult și se uita fără grabă și fără să clipească, încet și stăruitor, la vecinul său. El stătu astfel multă vreme, apoi se îndreptă încet și ieși în drum, ieși la poartă. După câteva clipe de gândire, porni pe lângă garduri, dar mergea alene, parcă fără scop. Mama-l urmărise pe furiș din tindă. Când îl văzu că se depărtează de casă, ieși în pragul prispei. Abia aștepta să plece ăla și s-a dus, strigă ea, uitându-se în altă parte, ca și când nu lui Paraschiv ar fi vorbit. Parcă era vorba să rânește acolo, că o să ajungă băligarul la grindă. Paraschiv se uită îndărăt, fără să se oprească. De departe, gura lui arăta și mai mare. Ai treaba mea, murmăi el. Te găsi inima rea de grajd. Dacă ar muri ăla, a scânta de bucurie. L-ați adus în stare să taie salcâmul, să râdă lumea de noi de bine ce am ajuns. Ia mai taci din gura aia, mamă, ce ai cu el? Zise fata care terminase de măturat. De ce te legi de el? Și mai spui că te vorbește de rău în sat. Păi cum să nu te vorbească? Ce-ți pasă ție? Zise mama întorcându-se întind. Uite, acu se întoarce ăla și când o vedea grajdul nerânit, iar începe să înjure. Parcă n-ar avea destule de păcate. Să-l mai auzi acum în Sfânta Duminică înjurând. Deși Paraschiv plecase, el se întoarse însă curând înapoi, parcă s-ar fi gândit că maica sa vitregă are dreptate. Intră în curte repede, căută lopata într-un colț al șopronului și pieri în grajd. Catrina îl văzu și chipul îi se mai lumină. Tito! Strigă ea din tindă. Vezi că-i modul la biserică. Ai grijă și pune de mămăligă. Du-te în grădiniță și ia de acolo niște ceapă. Pe urmă culege ștevie de dincoace și fă acolo o ciorbă, că altceva nu mai e. Că asta iar n-au băgat în ei un porc de mai bine de 100 de kilograme. Și când le spuneam, mă, vine vara, mai păstrați? Rânjeau la mine de parcă le-ar fi trebuit tot lor. Acu să bage în ei burieni. Iar începi, o mustră tita, făcând semn cu capul spre grajd că o aude Paraschiv. Să audă, zise mama cu un glas în care se simțea și necaz, dar și durere că la prânz n-are ce de la masă. De ce să n-audă? Că așa tot am tăcut și acum au tăiat salcâmul să facă bolosul casă, că ei nu sunt în stare să facă, așteaptă să moară ăla, să ne dea pe noi afară. Catrina se îmbrăca pentru biserică și vorbea mereu, nu îi zbutea să se liniștească, își schimbase bluza ferfeniță și își trăsese o fustă de lână neagră peste cea veche. Abia după aceea începuse să tragă pe dedesubt, lepădându-le, boarfele cu care era îmbrăcată mai înainte. Au cărat la șanț un porc întreg și 300 de coșuri de porumb. Puteau să mai păstreze, nu să ajungem să dăm cămașa de pe noi că vine percitorul. Deodată Catrina tăcu și trăsăturile feței căzură în jos, parcă de spaimă. Pe poarta de la drum intrase o femeie slabă și neagră la față, îmbrăcată cu o bluză și o fustă decolorate. Semănau cu praful de pe jos. Pășise în curte cu un pas repezit și, fără să se uite la cineva, pornise glonț spre poarta grădinii. Era Guica. Ea deschise poarta și se duse drept spre salcâm, unde Tudor Bălosu și fiul său ciopârțeau mereu. Numai decât curtea și împrejurimile răsunară de glasul ei ascuțit, care intra până în miezul creierului. Ce căutați mai aici? De ce mi-a stăiat, mă, salcâmul? Plecați, dacică, m-aș în gura voastră de oți! Paraschive, unde ești? Să-i mă încoace cu un ciomag! Catrina încremenise pe prispă și obrajii se făcuseră ca focul.
Paraschiv ieși din graj la osul glasului care țipa, dar nu se grăbi să sară cu un cioma cum striga tușesa. După felul cum se uita și cum buzele sale împletite se întindeau spre urechi, se înțelegea unde se dusese mai adineauri. Du-te, fă și spune-i să plece de aici!" șopti mama uneia din fete. Ne facem numai decât de bazm, că ăsta a colțat o altă treabă n-a avut decât să se ducă să-i spună, parcă ar avea numai fiere la inimă. N-am adus-o eu, mormăi Paraschiv cu un glas care arăta că chiar dacă n-ar fi adus-o el, Guica tot ar fi venit și, în orice caz, nu se sfiește să arate că venirea aceasta și tot ceea ce se întâmplă e una din marile lui plăceri. În cavar câinii cu neamul vostru!" țipă Guica din grădină. Ți l-a vândut, ai? Cum ți l-a vândut, măuțule, cum ți l-a vândut dacă e salcâmul meu? Și dacă ți l-a vândut, tu nu știai că e al meu? Lovitear moartea de bolosa și mâine. Tu nu știai că ăsta e locul meu de aici din spatele casei? Pleacă de aici, Gamariu, și pune-ți lacă la cățeaua aia. Nu te certa cu mine. Du-te și te ceartă cu frate tău Elie până te umfla. Ce te cerți cu mine?" Glasul Guichi începu să se apropie de curte. Îngrijorată, mama intră în casă cu grabă, parcă cine știe ce nenorocire s-ar fi apropiat. Ilie! Ilie! Unde-și, mă? De ce mi-ai tăiat salcâmul și mi l-ai vândut, ai, mă? Dar ar Dumnezeu să te îngrop cu el să-ți faci coșciuc din el, Ilie! Că atât aveam și eu și te repezi să-l tai, să-l vinzi, tăiate-ar cine nu trebuie și te-ar lovi vărsatul ăla marele. Hai, Gamariu, nu mai țipa așa și pleacă de aici, zise Ilinca de pe pragul prispei. Ce tot țip că e salcâmul tău, locul tău? Parcă nu ți-a cumpărat tata loc? Lovite-ar brânca aia reaua și pe tine, strigă Guica, oprindu-se în mijlocul bătăturii. Mi-a cumpărat, ai? Parcă mi-a cumpărat din averea mătii izmenit-o. Mi-a dat din pământul ăsta la care muncesc să vă țină pe voi niște împuțite. Ei, ia ascultă, Guico, ieși afară ca acum mă turbătătura cu tine, zise fata cea mare, Tita, cu un glas liniștit ca al tatălui. Tu ce stai, mă, prostule, și te uiți, se întoarse Guica spre Paraschiv. Muncește ești ca prostul, vai, dă capul tău, alți flăcăi au casă și copii și tu stai ca o baligă să crești puturoasele astea. Hai, Gamariu, nu mai țipa așa că nu suntem surzi, zise și Paraschiv întinzându-și cu plăcere buzele lui împletite. Iar tu să nu mă faci pe mine Guica, că eu n-am guicit la curul mătii când te-a făcut, auzi, fă! În casă, mama tremura și o strigă pe Tita să nu răspundă, să intre înăuntru. Vecinii, mai ales copiii, ieșiseră pe la porți. Tito, tu n-auzi să intri în casă? Intră și lasă să strige până o face gâlci în gât, că nepoților li se sare inima că ne face de râsul lumii. Catrinei dăduseră lacrimile. Ei, ne face de râsul lumii, răspunse Tita îndărjită, târnuind pe prisp. Fă, Guicu, de ce nu pleci de aceea smut câinii pe tine? Cuțu, cuțuna, Duțulache! Duțulache țâșni de undeva și se înfățișă dornic să capete ceva de mâncare. Era un câine pașnic. Tu, fă, s-a smus câinii pe mine? Țipă Guica. Sunt sora lui Tactu, nu ți-ar fi rușine, măgăreață. Umbli după alu Bălosu, stea, dar nu te ia, fă. Nu ia ăla una ca tine, botoasă. La aceste cuvinte, Paraschiv izbucni într-un râs ciudat, parcă ar fi pârâit ceva. Ha, 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 ha! Exclamă Guica, continuând parcă râsul lui Paraschiv. Ai pupat-o, stea ăla? Tita aruncă o privire de pe prispă spre grădină. Victor se oprise din ciopărțit și asculta cu toporul în mână. De departe îi se vedea fața nepăsătoare, aproape veselă. Stea moartea cu Victor al tău de gât!" strigă Tita roșie ca focul și intră în tindă închizând ușa. Guica o porni spre drum și, când o luă pe lângă garduri, își aduse aminte de salcâm și începu să spună în gura mare să audă lumea ce i-a făcut al de fraț său. Blestema și amenința că n-o să rabde, are martori și o să-l dea în judecată pe murumete. De rușine, Catrina ocoli fundul grădinii ca să se ducă la biserică. Capitolul 16. Spre ziua, ploaia îl trezise și pe Birică din somn și nici el nu mai putuse să adoarmă. După ce ploaia se opri, Birică se dădu jos de pe prispă și scoase caii din grajd.
Deșteptat de tropăitul lor, Birică tatăl ridică mirat capul de pe căpătăi și îl întrebă pe fecior ce i-a venit, unde se duce cu cai cu noaptea în cap. Pe izlas, răspunse feciorul scurt și, fără să mai dea alte lămuriri, aruncă o haină veche pe spinarea unuia din cai, încălecă și ieși din curte. Ce cu băiatul ăsta? Se miră tatăl și, fiindcă nimeni nu-i răspunse, ceilalți copii dormeau cu toții, își lăsă la loc capul pe căpătăi. Birica mergea cu caii la pas și părea că nu ia seama la ei. În dreptul fântânii caii traseră la șgheap ca și când ar fi fost singuri. Călărețul nu sări îndată să le scoată apă. Încăleca apoi din nou, dar caii o luară singur la trap, învățați pe semne de fratele mai mic al lui Birica, adică până la fântână, la pas, apoi, după adăpat, în goană. Birică trase de căpăstru și caii, puțin nedumeriți, încetară trapul. Umedă de ploaie, câmpia dormea în tăcere. Pământul răsufla aburi calzi, încă nevăzuți, soarele nu răsărise, iar cerul înalt și amorțit înghițea leneș ultimii nori de ploaie. Pe coama dealului, Birică se opri câteva clipe, parcă nehotărât. Simțind aerul cald și mirosul de ierburi crude, caii se agitară gata să o ia iarăși la trap, dar fiindcă erau ținuți pe loc, își plecară capetele și începură să pască acolo. Haide, murmură flăcăul. Se așeză mai bine și strânse pulpele. Cu mișcări liniștite dădu frâul liber căpăstrului și se încordă. Calul, simțind strânsoarea, țâșni înainte și-o lua la goană. Câmpia părea fără margini. Totul dormea. Nu se vedea nicio pasăre, nu se auzea niciun glas. Din depărtare, zidul grânelor se apropia mereu înaintea călărețului. Întinderea tăcută a câmpiei sperie parcă animalele care încetiniră goana, se opriră pe loc și agitară iarăși capetele lor frumoase, cu urechile întinse înainte, cu privirea domesticită, dar vie și inteligentă. Câmpia tăcea mereu. Haide, murmură Birică și glasul său liniștit potolinea liniștea vagă și tainică a animalelor. Când se opri, Birică arăta de parcă alergase alături de cai. Fața lui era țeapănă, obosită. Stai, șopti el și caii se opriră de îndată. Fără să aștepte să se dea jos, călărețul începură să pască flămânzi cu pași mari, sfărăind cu nările în iarbă. Birică împiedică picioarele din fața ale cailor, întinse pe iarba umedă dulama veche cu blana de oaie în sus și se culcă peste ea. Rămase apoi nemișcat multă vreme, cu fața în jos, cu obrazul culcat într-o parte pe brațul îndoit. Se auzea numai sfărăitul cailor. Satul se pierduse undeva în depărtare. De acolo sau nu se știe de unde, răzbătea nefiresc câte un zvon nelămurit, ca o părere, ca un ecou a ceva tainic. Se răsuci brusc cu fața în sus, apoi rămase iarăși nemișcat. Cerul se limpezise de tot. Alături de dulamă, un pulc de păpădii dormeau cu măciuliile închise. Birică oftă din greu și închise ochii. Când se trezi, se ridică într-un cot puțin buimac. Alături, păpădiile înfloriseră și străluceau galben în iarba înaltă. Câmpia era acum de un verde orbitor, iar soarele ardea atât de viu, încât cerul albastru parcă se negrea. Noroc, Birică! Hai, mă, cu cai să-i băgăm în ovăz! Se frecă la ochi și se ridică. Achim Moromete venea în goană cu cai și se opri fără să descalece. Birică nu zise nimic, se întinse la loc pe dulamă, parcă supărat că fusese trezit din somn. De fapt, îl trezise soarele care îi bătuse în față. Achim nu se grăbea, descălecă și el și veni aproape. Ce, mă, n-ai dormit azi noapte? Unde zici că te duci cu cai? Se miră Birică fără să răspundă la întrebare. În Moșia Marichii să-i băgăm în ovăz. Birică și-ntoarse fața în partea cealaltă și închise ochii muhorât. Parcă nici nu auzise răspunsul. Alături de iarba deasă care parcă pleznea de verde ce era, chipul vânăt al flăcăului semăna ciudat cu pământul.
Să fiu al dracului dacă n-am să-i rup picioarele!" Mormăi el și încetul cu încetul chipul îi se mai însufleții, se aburi de năvala sângelui. "Cui, Polini?" întrebă Achim. "Dar cui?" Nu părea însă prea sigur că va face ceea ce spunea. Se înțelegea mult mai bine că se chinuia să o smulgă din inima lui și că nu izbutise decât să se chinuie și mai mult. Achim se întinse în iarbă și gemu. "Ha!" făcu el. "Mă, Birică, să fie al dracului dacă și la București am iarba asta..." "Plec la București cu oile," explică el. "Și dacă și acolo o să fie iarba așa, toată ziua să vânzi la lapte." Birică nu zise nimic. Se întoarse doar cu fața în sus. Achim continuă despre vânzarea laptelui și se lăudă cu banii pe care avea să-i câștigi. "Hai," încheie el, "ce stai aici? Hai să băgăm cai în uvăz." Birică se răsuci oftând cu fața în jos și răspunse că nu merge. "Vezi să nu țin doar pe pândarul ăla spinalea cu sare," îl preveni el. "Unde are el norocul ăla să dea peste mine că e așa arăta eu lui?" se sumeție Achim. Birică nu-l luă în seamă, nu-l auzi. Oftă și se perpeli iarăși pe dulamă, întorcându-se cu fața în jos. Când Achim porni spre cai să plece, se ridică pe jumătate și se uită câteva clipe la el. Privirea îi ardea. Îl întrebă dacă Nilă s-a dus azi la premilitar. "Când te întorci acasă, spune-i să nu plece nicăieri, că vreau să vorbesc ceva cu el." De-aseară vrusese să nu se mai gândească la Polina, dar nu izbutise decât să-și dea seama, iarăși, ca și în seara trecută, că nu poate decât să dorească să o vadă și de asta dată atât de mult, încât faptul că s-ar putea cu adevărat să nu o vadă nici azi, îi se părea înfricoșător. "Auzi tu, Achime," gemu el și se uită cu privirea sticloasă la Achim. "Vrei să o fur pe Polina?" întrebă Achim râzând cu nepăsare. "Crezi că ea nu știe ce o așteaptă dacă iese azi la hor? Vezi mai bine să nu te pomenești cu ai lui Bălosu cu măciucile în capul tău," mai spuse Achim în timp ce încăleca. Birică se întoarse cu fața la dulamă și nu răspunse. Capitolul 17. Moșia de care pomenise Achim și novăzul căreia vroia să-și bage cai se afla chiar în capul lotului lor. Erau vreo 400 de pogoane, ceea ce mai rămăsese din vestita moșia lui Guma din 1924 după reformă. De fapt, era mai dinainte moșia văduvei, cu coana Marica, cum i se mai spunea în sat, care mai trăia și astăzi, cumplit de gârbovită, și care, spre uimirea tuturor, nu numai că trăia, dar umbla, era vioaie. Umbla în negru, în baston, și cumpăra ouă și lapte de la muier pentru fiică sa, o fată veștejită și cam nebună, care nu ieșea aproape deloc din casă. Stătea cu franceza și cu pianul, cum o scuza inutil bătrâna, față de muieri și copii. Moșia era dată în parte. Oamenii care luau pământ în parte se înțelegeau cu un maior, soțul fetei mai mare a bătrânei, care venea din când în când prin sat și căruia nu-i păsa de cumnată sa și de bătrâna soacră. Le lăsa doar atât, cât să nu moară de foame. De fapt, cu câțiva ani în urmă, fusese chiar cât pe aici să le vândă moșia. După reformă, profitase și el de creditele pe care le deschisese Banca Centrală Cooperativă și se împrumutase cu o sumă mare. În timpul crizei însă, piața cerealelor scăzu atât de mult încât maiorul nu mai putu să plătească ratele împrumutului și ar fi vândut cu siguranță moșia dacă legea conversiunii nu l-ar fi salvat. În afară de un administrator, maiorul mai ținea trei paznici pentru magazii, casă și câmp. Unul dintre aceștia era foarte credincios și se certa cu oamenii la treierat, încercând pe semne să-i facă să înțeleagă că el nu e un simplu pândar, ci un fel de ajutor de logofot, în orice caz ceva boieresc. Pentru paz avea pușcă cu sare și băieții cu vitele se temeau grozav de el. Când prindea vreunul, nu numai că-l bătea, dar făcea și tărăboi, ducea vita la gloabă sau venea cu șeful de post în curtea omului. Nu se știe însă de ce părinții copiilor nu se supărau pe el și îl lăsau în pace. Omul plătea gloaba plictisit.
E adevărat că uneori omul se uita la pândar. Ce ciudat, foarte puțin știau cum îl cheamă. Se uita la pușca lui, la cornul lui de bou din care suna, la fața lui înțepenită și solemnă și l-asigura cu o blândețe suspectă în glas că data viitoare chiar el, tatăl copilului, o să ducă vita la obor dacă pândarul n-o să-l prindă. Ba chiar, adăuga omul, o să ducă vita la obor înainte de a scăpa în bucatele moșiei. Achim mâncase odată bătaie de la acest pândar, dar de mult, când era mai mic și se ducea la școală. La prânz, bătrâna Marica ieșea în poartă și când copiii se întorceau de la școală, chema câțiva să-i aducă apă din vale de la fântână cu un hârdău mare tras pe două roate. Avea nevoie de apă mult în fiecare zi, așa le spunea copiilor, să ude florile și să spele fata care este cu pianul și cu franceza, că nu poate să se ducă. După ce cărau două-trei hârdaie, copiii așteptau sub cerdac, bătrâna striga ceva și atunci apărea deasupra lor o arătare cu nasul ascuțit și cu fața dată cu făină, cu părul care de jos li se părea copiilor că e verde. Arătarea, fără să scoată un cuvânt, arunca fiecăruia de acolo de sus câte o monedă de 10 bomboane. Într-o zi însă arătarea a aruncat numai 3 monezi și ei erau 4 și tocmai Achim era cel căruia nu-i dăduse. Ceilalți au fugit, parcă s-ar fi temut să nu li se ia banul înapoi, dar Achim n-a vrut să plece și s-a plâns bătrânei care uda straturile cu stropitoare. Ce mai vrei? Ce a dat?" a afirmat bătrâna convinsă, cu toate că nu fusese de față. Nu mi-a dat cu coana, Marico," a strigat Achim la ea. Ci să nu strizi la mine, ci să nu fii hoț!" L-a mostrat bătrâna, dar Achim s-a înfuriat și a făcut-o surdă. Bătrâna n-a mai zis nimic, a lăsat stropitoarea și s-a dus cu pasul ei mărunt și cu spinarea ei îndoită ca o toartă, nu se știe pe unde, și în curând a apărut de prin magazile din fund un om care s-a apropiat de Achim și a cârpit una cumplită după ceaf. De spaimă, Achim a căzut de vreo două ori până să ajungă la poartă. Palma fusese atât de grea că l-a durut capul toată ziua. În fiecare an, Moromete lăsa un sfert de pogon trifoiște pe care îl cosea de două-trei ori pe vară. Când ajunse pe trifoiștea din capul locului, Achim își roti privirea peste câmp, descălecă și dădu drumul cailor în ovăzul de peste hotar al moșiei. Era un ovăz înalt, bogat în spic și des ca o perie. Achim se urcă pe o movilă cu piatră de hotar în vârf și începu să vegheze. Caii stăteau liniștiți în ovăzul înalt și rupeau spicul gras, sfărăind mulțumiți. După puțin timp, sosi și Niculae cu oile. Bisisica era în frunte și alerga parcă în salturi, iar Niculae venea în urma oilor, șchiopătând, răgnind și înjurând. Achim se uita la el după piatra de hotar și râdea. Oaia fruntașă ajunse aproape de lot, intră în pârloagă și se opri începând să rupă cu lăcomie iarba încă umedă. Niculae era roșu la față și sudoarea îi curgea în șiroaie pe gât. Bine, mă, Achime, mâncate-ar câinii!" strigă el înfuriat. Nu spuneai tu alaltăieri că dacă tata ză drumul la București, îmi lași mie caie și ei tu oile?" Păi, după ce plec?" răspunse Achim râzând. După ce pleci?" îl îngână Niculae strâmbându-se. Treaba ta, eu îți las oile aici și dacă nu-mi dai cai, ai să vezi și de oi și de cai. Dar ce sunt eu aici, prostul tău? În acest timp, Achim își luase ochii de pe câmp. De undeva dintr-un grâu, țâșni spre cer o ciocârlie și începu să se înalțe spre cer cântând. Tot atunci însă, țipătul scurt al unui corn spintecă aerul apăsat, urmat de un glas crunt și amenințător. Stai pe loc, că te împușc!" Achim țâșni ca o vietate speriată de la locul său și o luă la goană spre cai. Se aruncă din fugă în spinarea lor și o întinse printre pogoanele de grâu, lovind cai din toate puterile. Pândarul trase. Aerul parcă plezni și ciocârlia amuții speriată. Achim simți câteva alice de sare usturându-l pe ceafă. Mai alergă puțin, apoi opri cai și se uită îndărăt. Pândarul Maricăi se apropiase de Niculae și părea că vorbește cu el. Era voinic, cu fața pârlită de soare, într-o mână ținea pușca și în alta o măciucă. Pe după gât, legat de o curea, purta cornul lui ascuțit de bou. Ăla-i frate tu, mă?" Da,"
răspunse Nicolae. De ce mama voastră băgați cai în ovăz? Întrebă pândarul surd. Nene, să nu dai în mine, eu sunt cu oile, strigă Nicolae speriat. Pândarul însă n-avea urechi pentru spaima lui. Se apropie, schimbă măciuca în aceeași mână cu pușca și, fără alte cuvinte, îi plezni lui Nicolae o palmă lată, gata să-l arunce la pământ. De ce dai, mă, nene? Ce ți-am făcut eu? Strigă Nicolae îngrozit. E frate, tu ai? Și nu vrei să spui? Zise pândarul. Ba, ți-am spus! Țipă Nicolae scos din sărit. Am să-ți iau oile la obor! Amenință pândarul și l-a apucă pe Nicolae de cap, îl ridică mult în sus și dădu cu el de pământ. Am să te omor, firea armăta a dracului! Și apucă măciuca de cap și cu coada ei început să-l lovească pe băiat peste spate. Achime, zai că mă omoară! Urlă Nicolae. Vino încoace și tu! Îl chemă și pândarul pe Achim, continuând să-i care lui Nicolae la ciomeci. Urla Nicolae cu un glas înnebunit de groas. Mă omoară! Achim întoarse cai. Și ce crezi, că nu viu? Strigă el. Pândarul se uită la el nepăsător, dar când văzu că Achim se apropie, îl lăsă pe Nicolae și puse mâna pe pușcă. În aceeași clipă Achim sări de pe cai în plină goană, se făcu mic la pământ, apoi deodată țâșni în sus, repezindu-se spre pândar și urlând ca o fiară. Trage-mă pe măta de câine, trage dacă ai curaj! Pândarul îngălbeni la auzul urletului. Trase, dar încă mai dinainte Achim se lăsase pe vine și țâșnise apoi în urma împușcăturii. Avea ochii holbați. Cu măciuca ridicată, el se repezi asupra pândarului, se opinti din răsputeri și-și trimise lovitura drept în cap. Pasnicul abia a avut timp să se sprijine cu pușca. Achim îl lovi a doua, a treia și a patra oară niște lovituri iuți și cumplite, care, dacă l-ar fi nimerit pe pândar, nu i-ar fi trebuit mai mult. Dar el își apără bine capul cu pușca. Loviturile curgeau mereu, din ce în ce mai furioase și țintind numai creștetul capului. Speriat, pândarul aruncă deodată pușca și se repezi în flăcău cu mâinile goale. Achim sări înapoi și-și repezi măciuca în capul lui. Pândarul se sprijini cu mâna, scoțând în același timp un urlet, apoi puse mâna pe Achim și cu un pumn îl trânti la pământ. Se aruncă peste el, îi încălecă pieptul și începu să-l izbească peste gură cu pumnii, scrâșnind și înjurând înspăimântător. Nicolae, care tot timpul se uitase fascinat la cei doi, deodată se trezi și înfiorat plăcut de ceva care nu mai simțise niciodată, se repezi și apucă o măciucă de jos. O ridică drept în sus și îi dădu drumul cu sete, cu toată puterea, în titva pândarului. Acesta rămase o clipă nemișcat deasupra lui Achim, apoi scoase un urlet ca de lup și se ridică în picioare. Nicolae ridică iar măciuca fulgerat de un gând înfricoșător. Mă omoară! Îl izbi iarăși țintind capul. Pândarul se apără, se sprijini cu mâna, apucând capul măciucii în palmă, dar mai mult nu putu. Se clătină și se lungi ca un sac. Achim sări în sus, puse mâna pe măciucă și, ca turbat, începu să lovească în omul căzut cu o furie care pe Nicolae iarăși îl înfricoșă. Achime, îl omori! Strigă el cuprins abia acum de o adevărată groază. Păi asta și vreau, să-l omor! Scrâșni Achim. Nicolae se repezi la el și îl împinse în lături. Achim se opri câtva timp, parcă neînțelegând ce se întâmplă. Apoi început deodată să râdă batjocoritor. Mâine când ai să vii iar cu oile te prinde și toată viața nu mai ești om, zise el punând iarăși mâna pe măciuc. De asta dată el început să-l bată pe cel de jos, parcă cu un gând anumit. Nu să-l omoare sau să-l schilodească pe pândar, ci să-i piseze doar trupul, să-l facă să zacă în pace cel puțin câteva luni de zile. După ce osteni, îl chemă pe Nicolae și amândoi îl apucară pe paznic de câte un picior, târându-l cu spinarea de pământ, îl traseră pe moșia pe care o păzea și îl duseră drept în mijlocul ovăzului. Achim îi luă apoi cornul și îl sparse cu piciorul scrâșnind. Na! Mai sună și acum. Și uite al dracului cu ce încălțat. Tragi cu pușca, ai? Vrei să mă împuști, ai? Dai în ăsta micu, a? Apoi se întoarse pe pârloagă, ridică pușca omului și o izbi cu țeava de piatra de hotar. Avea două țevi.
Săriră amândouă ca niște țurloaie, ca niște fluiere. Hai, Nicolae, zise Achim, aruncând pușca sfărâmată și măciuca pândarului departe în ovăz. Hai în frunzar, că nu pot să stau cu ăsta aici. Treci tu cu cai înainte și să oprești pe bisisica, se rugă Nicolae mânând doile șchiopătând. Achim sări în spinarea calului și o lă înainte de-a lungul drumului de hotar. Nicolae porni în urma lui și îl rugă să meargă mai încet. Bisisica nu putea să o ia la goană din pricina cailor, dar încerca totuși să o ocolească pe lângă ei și să o ia înainte. Păzea, Achime! Striga atunci Nicolae. Dă-i una în cap bisisichii! Achim se răsucea pe cal și pleznea oaia cu coada măciucii spre satisfacția lui Nicolae, care exclama de fiecare dată. Aha, nu mai fugi! Mai fugi și acum dacă mai poți, belitear câinii! Achim petrecu un picior pe după coama calului și de bucuros și era stăpânit pe semne mereu de gândul că în curând avea să plece în marele oraș, gând mai puternic decât orice bătaie și orice primejdie, începu să cânt. Avea însă un glas fals care putea să supere chiar și cai, iar cuvintele care ieșeau din gât n-aveau nicio legătură cu ceea ce simțea el în clipa aceea. Pentru tine, mărioară, mi-am lăsat calul să moară, măi!